Bună ziua, dragii mei! Astăzi nu vom găti, ci vreau să vă vorbesc despre o fundație care pe mine m-a impresionat foarte mult și pe care am decis să o sprijin. Este vorba despre Hope and Homes for Children, o fundație care are ca scop principal închiderea orfelinatelor și mutarea copiilor în case de tip familial. În plus, sprijină și copiii din familiile defavorizate pentru a rămâne în familie și ajută tinerii care ies din centrele de plasament. Cum îi putem ajuta și noi? Păi, în primul rând, puteți dona prin SMS sau direct în conturile lor sau puteți redirecționa o parte din impozitul pe venit. Astăzi vom merge și noi în două case de tip familial și bineînțeles că vom veni cu daruri, cu dulciuri și cu prăjituri făcute în casă. Și pentru că faptele bune nu trebuie făcute doar de sărbători, îi vom sprijini în continuare și pe parcursul anului. Haideți așadar alături de noi și sperăm să vă implicați și voi și să ajutăm împreună cât mai mulți copii. Fundația are ca scop principal ca până în 2027 să închidă toate orfelinatele din România și să mute copiii în case de tip familial pe care le construiesc de la zero. Împreună îi putem ajuta și noi. Jamila, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim din suflet că în ajun de sărbătoare ne-ai făcut o vizită. Cu mare drag! Le-ai făcut o vizită copiilor din Flora Albastră. Este una din casele de tip familial, după cum ți-am povestit, în care noi îi mutăm pe copii odată ce închidem orfelinatele. Practic, cei 12 copii pe care acum i-ai cunoscut s-au mutat din ultimul centru de plasament, din sectorul 4, pe care l-am închis chiar anul acesta. Felicitări! Din Robin Hood. Mulțumim! Împreună cu autoritățile locale, desigur, asta cam facem noi de vreo 20 de ani. Încercăm să punem lacătul orfelinatelor și să-i mutăm pe copii acolo unde poate fi mai mult acasă. I-ai găsit într-o casă ca a noastră. Care arată foarte bine și luminoasă și este o atmosferă de cămin, deși poate nu suntem obișnuiți cu atâția copii și cu mai puțini adulți. Exact, exact. Ei sunt alături de doamnele lor educatoare, educatori, de fapt, dar ei se gospodăresc și gândul este ca cei 12 copii care sunt aici să fie ca o familie. În timp, ei abia s-au mutat, de fapt. S-au mutat anul acesta de Paște. Căsuța este încă nouă pentru ei, e încă un proces de acomodare, dar ușor, ușor capătă deprinderi de acasă. Și este tot ceea ce ne dorim pentru ei, dincolo de o instituție de 60, 80, 100 de copii, în care până la urmă nu este văzut fiecare. Corect. Aici ei se simt ca acasă. Și de ce te-am invitat pe tine, de fapt? Pentru că te urmărim și pentru că știu că foarte mulți oameni te urmăresc și ei te urmăresc. Da, ai văzut. Da, am văzut. Ne-au arătat, doamna, o știi pe Jamila și luăm rețete de pe canalul ei. Da, este pentru că, de fapt, cum ne-am gândit la tine, este că, de fapt, ei acum, pentru prima dată, au acces la o bucătărie unde pot găti. Și este primul lor Crăciun, când ei, de fapt, pot să facă împreună cu doamnele educator ceva de mâncare. Exact. Cum Sara, fetița ta, a făcut cu tine și a pregătit, nu? Da, fursecuri. Am făcut împreună fursecuri pentru copii, da. Ok, și am țes figurine diferite, da, nu? Am tăiat cu decupătoare și am făcut prințese și dragon și toate nebunile, exact. Da. Acum pot să facă și asta, exact. Se pare genial. Și cumva ideea ta de a invita în studio, ai văzut cât de bine a fost primită. Ei își doresc genul ăsta de experiențe. Da, păi m-am gândit cu ce aș putea eu să-i ajut pe ei, exceptând cadourile pe care le-am adus, pentru că asta e doar o micuță parte, mă gândesc să rămână cu ceva care să le folosească. Și atunci dacă învățăm să-și facă o porție de paste pe care eu pot face apoi singur, mi se pare că e un ajutor pentru ei și atât. Exact. Ce prăjituri ai adus? Deci fursecuri? Le-am făcut fursecuri, da, cu diferite forme. Am adus negresă cu ciocolată pentru că nouă ne făcea mama asta și m-am gândit că e bine să fie ceva mai de, nu știu, mai de casă, pentru că sunt convinsă că și doamne educatoare mai fac așa prăjituri de casă. Da, siguranță. Și le-am făcut câte un cheesecake, am făcut două cheesecake-uri. Și din păcate n-am apucat să facem mai mult de atât, pentru că eu am fost super prinsă și am muncit o grămadă, dar în timpul meu acela puțin pe care l-am avut, am încercat să fac aseară pentru ei cât de multe s-a putut. Noi suntem tare recunoscători. Ai venit cu toată familia ta aici și ai petrecut timp cu ei și ei au nevoie de timp alături de oameni care să le calce căsuța, pragul. Da, și ce ne mai dorim noi de la Hope and Homes for Children, echipa, este să putem să construim cât mai multe case de genul ăsta, doar cu ajutorul oamenilor de bine, cum sunteți voi și cum putem sunt toți face asta, exact, noștri, împreună, putem da. Face asta printr-un SMS, de exemplu, 8864 cu o donație de 4 euro sau printr-o donație cu cardul pe departedefrica.ro, este site-ul pe care se poate dona. Noi
strângem bănuți cu bănuți și reușim să ridicăm temelia și o căsuță de geluță. 116 am construit până acum. Da, eu știu că m-am documentat și am văzut cât de multe ați făcut pentru copii și că vreți că până în 2027 să închideți toate orfelinatele, ceea ce mi se pare extraordinar, pentru că noi suntem la coada Europei, din păcate, în privința asta, și cred că e o șansă foarte mare pentru copii din România, pentru copii care sunt în centrele de plasament acum. Așa este. Și ei sunt copiii noștri și până la urmă ce ne dorim este să le oferim șansa la normalitate. Corect. Pentru că doar prin dragoste și prin un sentiment de apartenență și de și eu contez, ei pot crește frumos așa cum cresc și copiii noștri. Exact. Și ei sunt adulții de mâine și trebuie să avem grijă și de ei. Exact, exact. Și gătitul apropie. Da, corect? Tot timpul, trebuie să știi cel mai bine. Gătitul și mâncarea asta. Tot timpul apropie mă bucur să fiu aici, mă bucur foarte tare că i-am cunoscut și vă fac o promisiune publică că voi mai veni aici, că vom găti împreună, așa cum le-am spus și copilor, îi aștept la studio să gătim ceva și să-i învăț o rețetă pe care să pot să facă apoi în căsuță cu doamnele educatoare. Minunat, să știi că ei au ținut minte și deja se pregătesc, pentru că sunt ca o burete așa cu emoțiile să absorbă ce e mai frumos. Și încă o dată vă mulțumim din suflet. Mulțumim. Suntem recunoscători pentru tot timpul pe care ne l-ați oferit cu tot și dragul. Energia. Cu și tot ne mai dragul. Vedem. Dragii mei, sper că v-ați bucurat alături de noi de acest clip. Nu este vorba despre ceea ce am făcut eu astăzi, ci de ceea ce puteți face voi pentru copiii defavorizați din România. Acest clip este făcut pentru a vă arăta și vouă că puteți ajuta, că putem să-i ajutăm pe copii și că, deși mulți dintre noi nu avem timp, ne putem lua măcar 30 de secunde pentru un SMS sau pentru o donație care poate schimba viața unui copil. La revedere și sărbători fericite!